M-am uitat pe listele de candidați pentru Parlament. Am găsit niște personaje interesante. Astăzi, ți-l arătăm pe Irinel Stativă. El este domnul Stativă, deputat PSD de Vaslui, va candida din nou pentru un nou mandat, pe 6 decembrie. Deși n-a avut cine știe ce realizări în politică și a mai fost implicat într-un scandal anul acesta. În iulie, Irinel Stativă un alt de, și un alt deputat de lui Adrian Solomon, au fost amendați pentru că nu purtau mască într-o șaurmerie din centrul vechi. Și au jignit pe polițiștii care au intervenit în lipsa unui CV care e de negăsit. Oricât ai căuta, să vorbim despre ce a făcut Irinel Stativă în cei 14 ani de când este deputat al României. A vorbit în total cam un sfert de oră, includem aici depunerea jurământului, și majoritatea intervențiilor au fost de genul acesta. Da, votez pentru sau votez împotrivă. Deci cam un minut pentru fiecare an demanda de când este deputat stativă a adunat o averă considerabilă. Are două terenuri la Vaslui, două apartamente, o casă și trei mașini, dintre care două cumpărate acum doi ani. Are și ceva datorii, 230.000 de lei. Un salariu de 131.000 de lei pe an. Un minut pe an pentru deputatul stativă, un moment de succes răsunător al acestui sistem bolnav. Un minut pentru 30.000 de... De euro, nu? Cel Atâtea, puțin 130 000 de 130.000 de euro, că mic. mai sunt Stai că ai salariu, dar mai vin uh, niște indemnizații de una alta, niște chirii care sunt plătite, niște bani care nu trebuie declarați, pe care îi iau uh, parlamentarii. Ca să fim răutăcioși, numele nu e întâmplător, el nu poate să meargă foarte bine, da, îl cheamă stativă, nu poate să vorbească așa de mult.